spuneam că este o politică orientată către cetățean, dar că problema legăturii între politicianul european și cetățean este una care nu e rezolvată încă. Recent în Parlamentul European, Parlamentul European s-a adresat președintele în exercițiu al Consiliului, președintele Cehiei, un discurs foarte controversat despre rostul și rolul instituțiilor europene în Europa. Spun controversat pentru că, deși poate a fost prea balansat într-o parte, numai în partea critică, nepunând nimic în partea cealaltă, privind utilitatea construcției europene, totuși a ridicat câteva lucruri care sunt reale. Excesul de reglementare este o problemă reală. De unde începem și unde ne oprim în politica europeană? Împărtășeau unii colegi acum mai puțin de o lună, în orice caz a trecut prin Parlamentul European, o reglementare privind norme ale scaunului de la tractor. Nu exagerez cu nimic. Deci se reglementează la nivel european care să fie normele privind scaunele de la tractoare. O fi bine, o fi rău, este o chestiune care trebuie să fie de politică europeană. Înțelege cetățeanul utilitatea unei astfel de reglementări? Aș răspunde mai degrabă puțin probabil. Deci este un exces de reglementare la nivel european, de neînțeles în majoritatea lui pentru cetățenii și statele membre. Pe de altă parte, sunt teme globale, provocări globale, la care numai uniți putem da un răspuns, temele de politică externă ale Uniunii Europene, temele privind schimbările climatice, teme în care, din păcate, facem poate prea puțin, cel puțin pe partea de securitate comună, politică externă, discurs comun. Globalizare. În legătură cu schimbările climatice, în fine, iarăși discutabil, am început să facem ceva. Să propunem, în fine, ceva. Deci, pe de o parte, exces de reglementare, pe de altă parte, teme mari care nu sunt adresate și nu creează un spirit european comun, un standard, un sentiment de apartenență la Europa. Eu nu cred că un cetățean al unui stat membru oprit pe stradă și întrebat despre cetățenia lui, nu cred că îi vine în minte ideea că este un cetățean european sau poate prea puțin. Fiecare se consideră în primul rând cetățean al statului său și mai în al doilea rând poate ușor forțat un cetățean european. Deci ideea asta de cetățenie europeană nu este, din păcate, suficient promovată și suficient însușită de cetățenii statelor membre. Și de aici toate cele care decurg. Pentru că nu poți în mod forțat să impui cuiva un sentiment european dacă el nu s-a format în timp și în mod natural în interiorul lui. A existat în timpul președinției germane de acum, și aici fac o paranteză și spun că sunt într-adevăr, se poate observa din liniile strategice pe care le enunță și le urmăresc, sunt președinții ale Uniunii Europene care propun ceva mai consistent și coerent în ceea ce înseamnă politica europeană. Și dau acest exemplu al președinției germane pentru că a pus foarte apăsat ideea de a dezvolta abordarea așa numită la vremea respectivă Twin Tracks Approach pe două linii care se meargă în paralel ca șinele de tren, una politicile europene, dar a doua politici cu utilitate practică pentru cetățeanul european care să-l poată face să înțeleagă utilitatea Europei din punct de vedere instituțional. Și la vremea respectivă, unul din proiectele care păreau a avea utilitate ușor de înțeles pentru cetățean era rezolvarea concurenței sau, în fine, reducerii de prețuri pe piața, da, roaming 1, pe piața de telecomunicație europeană în ceea ce privește roaming. A fost un succes ușor, pentru că, sigur, orice cetățean când aude că de la Bruxelles se reduc costurile în legătură cu ceva, indiferent cu ce, e de bine. Sigur că este discutabil dacă e să mergem în adâncime.
spuneam, sunt politici care sunt de înțeles pentru cetățean, sunt politici foarte complicate, a căror utilitate nu întrevede nimeni. Aici, probabil că mai avem cu toții de lucrat, în primul rând, sigur, comisia care ar trebui să propună un fel de comunicare mai pe înțelesul tuturor, să facă probabil mai mult în ceea ce înseamnă a comunica Europa. Pentru că resurse sunt, discutăm despre această chestiune în continuu, avem pe hârtie foarte multe proiecte și programe, dar în final, când citim rezultatele barometrilor de opinie, nu am putea spune că avem rezultate concrete în această direcție. Sigur, ar fi foarte multe de spus, am să mă opresc aici. Vă mulțumesc, vă stau la dispoziție și pentru întrebări și orice altă idee de dezbătut.